Bună dimineața! Trezirea. A auzit Țupca prin vis. Buhul pădurii îi stătea în față cu o jumătate de coajă de nucă plină cu semințe și alta plină cu rouă. Alte animale. O mulțime de alte animale trăiau în aceeași perioadă cu dinozaurii. Unele aveau aripi acoperite cu piele și zburau pe cer. Altele trăiau în adâncul mărilor. Existau de asemenea și crocodili, broaște țestoase, insecte și animale mici cu blană. În dimineața următoare, doamna Medlock a intrat în camera lui Mary, aducând micul dejun. Blea, exclamă fata, uitându-se la bolul cu terci. Ce e asta? Arată dezgustător. Cu siguranță nu voi mânca așa ceva. Doamna Medlock privi figura palidă, plăcută, a feciței aflate în vârful acelui pat mare și oftă. Măcar beați laptele, spuse ea, apoi poți să ieși afară. Nu vreau să ies, se revoltă Mary. Ei bine, dacă nu ieși, atunci vei rămâne aici, iar în casă nu este nimic de făcut, se răsti doamna Medlock. După micul dejun, Mary s-a îmbrăcat încet, mereu avusese servitori care o îmbrăcau. Așadar, nu era obișnuită să facă o singură, însă într-un final a fost gata. Sunt copii care au citit Emil și detectivii și copii care încă n-au citit această carte. Pe cei din tâi am să-i numesc pe scurt în cursul paginilor experți, iar pe ceilalți profani. A fost odată o fetiță zglobie și drăgălașă pe care o iubea oricine de cum o vedea, dar cel mai mult o iubea bunica ei. Totul a pornit de la O bulină de unt de arahid. Flashback mic. Era o oră obișnuită de istorie. Doamna Goodfrail trâncănea despre un tip. Se povestește că numai unul Allah este atât știutor și atât înțelept și atât puternic și atât chierător. Puf! Calmează-te! Să mă calmez, suntem în mijlocul pustietății. Sunt un milion de grenade. Luna era stranie în noaptea în care au venit vrăjitoarele și în care a murit tușii, de culoarea alamiei și uriașă părea că acoperă tot cerul. Privea de sus mașina pe care o conducea Marge. Altceva pe care a numit-o atunci Scufița Roșie. Gata?